Întotdeauna am avut așa o atracție față de Mircea. Este o prietenie pe care tatăl meu, Eusebiu Ștefănescu, mi-a lăsat o moștenire, practic. Îl iubesc foarte tare și de foarte multe ori ne-am apropiat prin artă. A tot felul de evenimente pe care Mircea le-a organizat de-a lungul timpului. Și am participat și la alte expoziții. Și atunci... Eu n-am vrut să întind coarda și să-i spun eu că aș vrea neapărat să cânt la acest eveniment, însă el a venit către mine cu această idee, pentru că în condițiile astea, de fapt, niciodată nu știi, ne putem întâlni atât de mult sau nu, și pentru că lucrurile s-au mai relaxat, atunci el a decis să facă cumva un eveniment public din această închidere de culminantă expoziție, aș putea spune. Atunci când a deschis expoziția, acum câteva luni, am fost pur și simplu, am plecat de aici răvășit. Atât de tare m-a impresionat această expoziție și am avut și șansa ca pe parcursul anului 2021 să le văd pe toate, și pe cea de la Academie, și pe cea de la Cotroceni, și pe cea de la Sibiu. S-a nimerit să cânt la Sibiu, în Piața Mare, și să văd un afiș enorm cu expoziția lui Mircea. M-am dus într-un suflet să o văd, era splendidă.
aceea am venit și n-am venit singur, am venit cu studenții mei, toți îmi sunt foarte dragi, sunt extraordinar de buni și am împreună cu ei am pus pe picioare această formație care se cheamă Flawed Power și cred foarte mult în ei și noi avem un repertoriu cu care putem să apărăm în orice conjunctură și am fost sigur că aceste piese pe care le-am ales vor fi exact ce trebuie pentru această dimineață. Așa că m-am bucurat că i-am scos și pe studenți la vedere, fiindcă după un an de stat între patru pereți, iată că încep în sfârșit să respire artistic și au venit în fața dumneavoastră cu toată bucuria și cu emoția necesară și cred că a ieșit un eveniment, o dimineață extraordinar de agreabilă prin prezența lor. N-am decât să vă mulțumesc și să vă doresc să aveți prieteni, cum am eu. Vă mulțumesc!